Zi emoționantă pentru cei câțiva vârstnici buzoieni care au luptat pe front în al doilea război mondial. Ei au fost sărbătoriți în cadrul unei manifestări organizate la Domul Central din Cimitirul Eroilor. După primirea oficialităților, a fost oficiată o slujbă religioasă în memoria ostașilor căzuți la datorie. Ceremonialul a continuat cu discursurile susținute de o parte dintre autoritățile din administrație și armată. Șeful Consiliului Județean le-a vorbit liber veteranilor sărbătoriți și le-a mulțumit pentru lecția de viață pe care și acum ei o predau. Dumneavoastră, oameni deosebiți, o istorie vie a patriei noastre, veterani de război, sunt onorat că astăzi, pe 29 aprilie, cu câteva zile înainte de Sfintele Sărbători Pascale, să vă pot adresa câteva cuvinte. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat ocazia și fericirea să vă pot cunoaște personal. Dumneavoastră, cei care ați mai rămas, practic, sunteți istoria vie a României, sunteți oamenii care ați făcut ca noi astăzi să putem să trăim în pace și, zic eu, în demnitate. Vă urez dintr-o sufletul Paște fericit, multă sănătate alături de familia dumneavoastră, și rog pe bunul Dumnezeu să ne putem întâlni și la anul și la mulți ani împreună cu atât, la mulți ani și cinste pe Dumnezeu voastră. Vă mulțumesc! În absența șefului de la Casa Albă, mesajul din partea instituției care reprezintă guvernul la Buzău a fost transmis de subprefectul Viorel Holban. Este o mare onoare să avem printre noi veterani de război. În numele instituției prefectului județului Buzău, dorim să urăm tuturor veteranilor de război buzoieni și râmniceni sănătate și zile senine. În același timp, adresăm tinerii generații îndemnul de a cerceta și a cunoaște poveștile acestor oameni, modele de devotament și spirit de sacrificiu pentru valorile fundamentale ale României. Sărbători fericite și la mulți ani! Și comandantul diviziei 2 Infanterie Getica Buzău, generalul major Dragoș Dumitru Iacob, a vorbit emoționat în fața puținilor veterani de război prezenți la festivitate. În primul rând aș vrea să vă mulțumesc. Să vă mulțumesc pentru faptul că bunul Dumnezeu v-a dat puterea și puteți să fiți astăzi în mijlocul nostru, să sărbătorim împreună ziua dumneavoastră. Și să avem în față niște dovezi vii ale sacrificiului pe care ostașii armatei române l-au făcut în al doilea război mondial. După tinerețe petrecută în tranșee, o maturitate petrecută în regimul comunist și o senioritate alături de noi, vă avem aproape, cei care mai sunteți și care ne mai puteți spune prin viu grai ce s-a întâmplat atunci. Că războiul nu are nimic frumos în el și că ceea ce te ține e gândul la familie, la cei dragi, la bunul Dumnezeu și la patrie. De-aia cred că e important ca tânăra generație să audă mărturisirile dumneavoastră și să înțeleagă că în viața asta nu e nimic ușor, că totul se face cu muncă, cu jertfă, cu sacrificiu, cu credință în Dumnezeu și cu iubire de patrie. Dintre veteranii de război din județul Buzău mai trăiesc doar 62. Pe unul dintre ei l-am regăsit astăzi, participând cu emoție la manifestările organizate în Cimitirul Eroilor. Constantin Anghel a ajuns la etatea de 97 de ani. Era tânăr militar când a fost chemat la război împotriva nemților. Contra nemților, în porțiunea Pișchea, Bence cu de sus, Bence cu de jos, până în, la sud de pădurea Fidiș. Am căzut rănit, pe ziua de 13 septembrie am stat într-un spital sovietic 52 de zile și după 52 de zile am fost lăsat la bază. Dintre camarazii dumneavoastră de pe fond, nu mă trăiește niciun. Din plutonul care am fost eu, plutonul 1, compania 1, batalionul 1, niciunul. Din școala de ofițeri de rezervă, niciunul nu mă trăiește. Ați activat în armată și după război? Da, am fost major, comandantul unității 43-57 de artilerie. Și pe ziua de
21 mai 1953 am fost arestat. De ce? Nu știți dumneavoastră de ce. A treia cizmă. În acest an se împlinesc 80 de ani de la intrarea României în cel de-al doilea război mondial. În fiecare an, pe 29 aprilie, se sărbătorește Ziua Veteranilor de Război.